Acum că ne-am amuzat noi pentru că copiii sunt frumoși și sunt senini, asta în ciuda problemelor pe care asta le aveți acasă. Asta e partea acasă. Frumoasă exact. A vieții dumneavoastră. Dar aș vrea totuși să discutăm și despre problemele pe care le aveți. Ați plecat de acasă. Am plecat de acasă. Am luat bătaie de la concubinul meu. Am interiorizat și pe ei. Este tatăl... A doi dintre copii, nu? Da. Al Mariei și al lui Eric, nu? Nu, al lui... La vine așa lui Eric. Fiecare seară scandal, panoramă, bătaie. A zis că de cât să iau lângă mine, a zis că mă pun într-un căricior și pe ei la cămin. Și amenința și pe ei și spunea că o să vă duceți la cămin, că o să fiți pe drumuri. De un bărbat violent în general, e agresiv, se comportă așa, a fost așa de la început? De la început nu, de un an de zile este așa. Adică și după un an a început să aibă primele manifestări de agresivitate. De câtă vreme sunteți cu omul ăsta? De vreo 4 ani și... 4 din care 3 au fost... Au fost tot erbani. Dar ce s-a întâmplat în ultimul an de are comportamentul ăsta? A luat băutura. Deci el fără băutură nu mai poate. Unde lucrează soțul? Dacă nu lucrează nicăieri. Okay. Eu lucrez la o bătrână, adică o schimb dimineața și seara, și el nicăieri. Da, tatăl primilor copii ai dumneavoastră v-ați despărțit? Ne-am despărțit, da. Tot din aceleași motive? El nu m-a bătut, dar băga banii la poker. A, deci avea vicii, da. Era cauza de familie, da. Copiii sunt foarte frumoși și foarte bine îmbrăcați. Și bine crescuți. Și bine crescuți. Deci dumneavoastră vi se datorează. Bravo! Așa este. Dar spuneți-mi, aici unde locuiați cu bărbatul ăsta, era casa lui? Casa bunicii lui. Dacă ne-am mutat acolo, nu era nimic. Am muncit, am făcut 2 camere și o bucătărie. Pur și simplu, n-avea nimic. El... Și acum am preferat să las tot, să ne fie bine copiilor. Pentru că îmi spunea copiii, mami, când nu ești tu acasă, ne bate. N-avea voi copiii nici să dea jos din pat. Și când eram eu, atunci vorbea frumos cu ei. Da, făcea diferență între copiii lui și ceilalți? Diferență între asta mic. Adică nu putea să-l bată și pe el. Și întrebam, mi-a zis, unde ți-a dat? Mai ales Melissa, asta toamnă mă duceam la cules să pot să le iau rechizitii pentru ei, îmbrăcăminte la școală. Și mi-am vinețit-o, am găsit-o seara. Melissa e... Maria. Maria, pe Maria. Da, mi-am vinețit-o, am găsit-o seara bânătă și i-am zis, mami, ce s-a făcut? Mi-a dat cu palma, a zis și mi-a pus gheață din frigider. Vai, de mine, dar n-a schimbat poliția. Bă, da, i-a dat o amendă. L-a dus atât a făcut poliția? Da. Deci n-a chemat direcția pentru protecția copilului să... Nu. Îmi pare foarte... De unde era? De unde? Odobești. Nodobești. Deci asta este înfiorător ce aud. Mi se pare îngrozitor ca poliția să vină să vadă cum copilul este bătut de tată și tatălui să-i se dea amendă și atât. Da. Și să-l lase în continuare să aplice tratamentul ăsta până când se plictisește el. Da, și eu îi spuneam la copii să stea cu minți când plecam la muncă. Dar ce da, par niște copii facă. Cu minți. Adică, exact. Serios, ce ar face? La 6 dimineața îi îmbrăcam și îi spuneam la copii când se face 7:30 să vă duceți la școală. Nici măcar ghiozdanele în spate nu le puneau și trebuia să-i trezesc. Eu la 6 trebuia să plec să o schimb pe doamna pe care am grijă de ea și după aia să plec în câmp. Și spunea, mă duc să pot să vă cumpăr ce vă trebuie la școală. Și lui Melissa n-a mai reușit. Trebuia să-i dau 1,5 milioane să-i plătesc la grădiniță și n-a mai reușit. Dar nici când v-ați cunoscut cu acest bărbat nu avea serviciu, nu lucra nicăieri? Nu. A lucrat cu mine la o fabrică de lemne 2 săptămâni și lucra afară. Și nu poate să angajeze din cauza băuturii, că el acum o zi muncește. Adică el bea de la început, de când l-ați cunoscut? Nu așa. Deci avea zile care bea. Dar el a mai avut vreo familie? A mai fost căsătorit înainte? Nu. Niciodată? N-are alți copii decât pe cei făcuți cu dumneavoastră? Da. Sentiment, adică când e treaz, nu știu, simțiți că iubește pe cei mici? Mă rog, pe ei lui, că dacă... Sincer să vă spun, eu n-am mai văzut iubire, pentru că dacă...
îi bați și terorizezi, trebuie să te gândești la ei. Iubire nu este. N-ați încercat să mergeți la primărie, să vorbiți cu cei de la asistență socială? Am fost la primărie, am avut o locuință socială înainte să mă căsătoresc cu el și acolo s-au pus diploșniți într-un bloc NATO se numea și am cedat acolo și am făcut din coace pentru copii, că acolo nu era o viață de stat. Și n-am mai locuit și după aia la primărie nu m-am mai dus. Ați renunțat la locuința socială atunci când v-ați mutat la în casa bunicilor concubinului, nu? Da. Nu vreau să vă cert, dar aveți așa niște copii frumoși și dacă ați văzut că e bețiv, de ce ați mai făcut copii cu el? Toată lumea lucrul ăsta îmi spune, chiar și astăzi la hotel mi-a zis că de ce am făcut atâția copii? Dar dacă mi-a dat Dumnezeu, nu am putut să... Acum nu ar trebui în prag de sărbători să zicem de copii. Copiii sunt binecuvântați. Ei se spune că fiecare copil vine cu o pâinică la sub braț. O pâinică la sub braț, adică și fără un tată. Este, cum să zic, venirea pe lumea lor e binecuvântată. Sunt deja. Ce facem cu ei? Asta e întrebarea. Eu, înainte să prezentăm următorul material cu socrul doamnei, aș vrea să fac un apel către cei de acasă, pentru că de foarte multe ori știu că ne sunați și ne spuneți, uite, că am o casă bătrânească, nu locuiește nimeni, dacă vreți pentru invitații voștri care au probleme să vină. Uite, acum chiar mi se pare că oamenii ăștia au nevoie. Chiar cred că acești copii trebuie să crească în liniște, trebuie să aibă o singură grijă. Alături de mama lor? Exact, o singură grijă în viața lor, nu știu, să-și facă temele și să se joace, atât. Nu să fie bătuți, nu să asiste cum tata o bate pe mama, nu să fie chinuiți. Că asta nu e viață. Și vedem chiar acum ce ne-a spus. Materialul cu bunicul patern, cu tatăl soțului nostru. S-o fi certat seara și a doua zi a plecat și când a venit de la treabă, n-a mai găsit-o, deci n-a fost izgonită. Spune că a fost bătută și cu scaunul i s-a dat. Astea sunt inventate tot timpul. Bine, într-adevăr, o fi bătută, dar nici e cam mincinoasă și vorbește cam în plus. I-am ajutat. I-am spus că sunt alături de ei, să-i ajut să facă ceva, dar aceste două persoane nu poate să conviețuiască. Dar de ce? Nici unul, nici altul nu-s bun. Dar ea de ce n-ar fi bună? Până la urmă și-a luat copiii după aia. Păi și de ce ai luat? Le dăm în care îi crește de atâta timp. A fost și în Spania, a adus bani, le-a trimis bani acasă, cât a fost, cine i-a crescut. Motivul bătăilor ar fi copiii pe care nu, copiii din altă relație. Nu, nu, nu. Ion iubește pe toți. Nu e adevărat. Nu, nu. Aici nu, pentru că dacă era, nu-i mai primea acasă, nu-i mai scotea din amplasament, nu? Am dat escălitură și am spus, dacă îi aduce acasă, cât nu are bani, cât nu lucrează niciunul, nici altul, nu salariați, am să-i ajut. I-am ajutat, da? Deci atunci el nu-i mai aducea dacă îi scotea ochii de ei. A, că și el, dacă i-o fi pus niște condiții, domnule, uite, eu îi cresc copiii, da, fii și tu alături de mine, nu? A, nu era alături. Deci, ați înțeles, nu? Plecat de acasă? Da, da, da. După câte am înțeles, pleacă dimineața și vine când vrea ea. Dar n-ați încercat să vorbiți cu amândoi, să-i puneți... Da, de exemplu, copilul meu, poate să confirme și ea, am venit, l-am certat, l-am mustrat împreună cu ea, am ținut mai mult cu ea, nu se pot înțelege. Eu, normal, am zis că să se înțeleagă, să se ia împreună. Na, voastră ce doriți să se întâmple cu copiii? Să vină protecția copiilor, de unde i-a scos din amplasament și să rezolve că știe toată situația. Pentru că nici ea nu o să fie capabilă să-i crească atâția copii fără serviciu și fără casă, fără nimic. Și nici ei amândoi nu poate să trăiască, să se împace. Chiar dacă se împacă, tot o să devină scandal. Ei se ceartă în permanență. El a spus că dimineața a plecat la serviciu și când a venit seara acasă, n-a mai găsit-o. Bea datorită anturajilor. Iar ea are și a vinere ei. Adică pleacă la bărbat sau cum? Și asta și mai multe. Când a zis că a plecat la un frate mai devreme? Da, 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 da. Adică la ce frate? La un cumnat, cum ar veni. Adică l-ar fi înșelat pe parcursul relației? Bineînțeles, sigur că da, nu numai odată. Ea este prostituată.
copii în plasament, iertați-mă, asta e singura mea întrebare. Adică v-ați lăsat copii în plasament? I-am lăsat povirea de 6 luni, până am plecat de acolo de la NATO, că nu era condiții, nu era lumină, nu era apă, nu era absolut nimic. I-am lăsat pe 6 luni, după aia, după ce am făcut condițiile aici cât și de cât necesare, i-am adus acasă. Și dacă nu-l găseați pe ăsta să faceți condițiile necesare, ce făceau copiii? Îi luam totuși la mama mea și tot îi luam. Dar mama nu poate să vă găzduiască acum? Nu, pentru că sunt foarte mulți acolo în curte. Au 3 camere și stă sora mea cu copiii ei, fratele meu. Dar au zis, bun, ce zice socru, că v-ați dus pe la alți bărbați și l-ați înșelat? Nu e adevărat. Adică să întrebați vecini, să întrebați că nu, astea sunt vorbe că... Ca să-și apere nepotul Mara. Eu dacă mă... Copilul, până la urmă. Da, nu știu nici treaba asta. Copiii sunt, exact. Copiii sunt bine crescuți. Sunt bine crescuți, absolut. Asta e clar. Da. Asta este cea mai bună dovadă că se ocupă este cineva de ei. Este sigur că da. Nu acest bărbat. Dacă nu par mai niște mult de copii. 6 luni la plasament, mai ziceam că e meritul celor de acolo, dar e clar al familiei cumva. Și încă da, mi-a absolut, scos absolut. Acasă la dânsul, la tata lui. Și n-am stat o secundă acolo. Ne-a sunat purtătorul de cuvânt al Direcției pentru Protecția Copilului Vrancea, cred, nu? Da. Așa, și ne-a spus doamna purtător de cuvânt că s-a uitat acum la poveste și că vă găzduiește împreună cu copiii la un centru maternal. Puteți să stați acolo, din câte știu eu, câteva luni bune până, nu știu, vă puneți un pic pe picioare, vă sfătuiesc ei ce să faceți. Da, aveți o variantă mai bună. Da, măcar copiii o să meargă la școală, la grădiniță, nu mai aveți grija că n-aveți unde să vă duceți, că n-aveți ce să dați de mâncare la copii și așa mai că departe. Nu are cu și cine poate să apare ceva între timp, poate exact. Cineva ne vede și vă oferă ceva. În legătură directă cu noi, prin telefon, este Mihăiță Piticu. Bună seara, ne auziți? Bună seara, bună seara. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Înțeleg că da. Vreți să o ajutați pe doamna din platou. Vreau să donez eu pentru acei copii o sumă nu foarte mare, dar este din suflet. Pentru acei copii din platou de mai devreme. Sigur, vă mulțumim frumos, ați făcut o faptă bună. Mulțumim mult. Da, e un ajutor, de exact așa cum vă spunea și doamna Mintoșteu, așa de început de drum, dar până atunci cel mai bine ar fi să mergeți la un centru maternal, să stea copiii în liniște. Cântăreții, vezi, au simțit că doamna are nevoie și... La centrul maternal copiii se bucură de mai multe lucruri, adică în timp ce ei sunt acolo în siguranță, persoane specializate se ocupă de ei, dumneavoastră puteți să faceți niște demersuri ca să vă găsiți ceva de lucru, mă gândesc. Corect. Da, găsi soluție, nu? Doamnă, nu... O să stau cu ei, nu? Într-un soț. Da, cu ei, nu. Păi cu ei mergeți, cu ei stați, cu ei stați. Nu vă desparte nimeni. Dar nu mai căuta soluții deocamdată într-o altă căsnicie, că vedeți ce se întâmplă, mai apar 2 copii, e mai greu. Da. Un om nu-l